Bună seara tuturor! Mulțumesc încă o dată celor aproximativ 400.000 de români care ne-au votat. Este evident că proiectul nostru viza pătrunderea în finală. Nu a fost să fie dorința mea și a electoratului meu să accedem în turul 2. Așa au vrut poate cancelariile occidentale, așa au vrut poate foarte mulți dintre români, ca finala să fie disputată între Victor Ponta și Klaus Iohannis. Eu voi anunța în câteva clipe numele noului președinte al României, numele viitorului președinte al României, fiindcă ați văzut cum stau lucrurile în acest moment, după poziționarea UDMR-ului, un UDMR care a lăsat să înțeleagă poziția sa, după poziționarea celorlalți actori politici, tuturor celor care au candidat în turul 1 și nu au pătruns în turul 2, evident că în funcție de poziția noastră, a poporului, a celor din PPDD, se va decide numele noului președinte. Eu speram ca numele viitorului președinte să fie chiar al meu, al lui Dan Diaconescu. Prin urmare, neavând încotro, trebuie să alegem într-un fel sau altul între cele două variante oferite nouă în acest moment. Vreau să vă spun că în acest cadru, exact în acest cadru, mi-aș propune și am invitat pe ambii protagoniști la o dezbatere finală, la o confruntare televizată, pe care voi avea dreptul să sper că o voi modera și, desigur, și în acea finală sau și în urma acelei dezbateri, telespectatorii își vor putea forma o părere. Eu însă m-am consultat în ultimele 3 zile, pe de o parte cu telespectatorii mei, așa cum am putut, fie în direct, fie prin mediile online, m-am consultat cu parlamentarii mei la Palatul Parlamentului, m-am consultat cu liderii organizațiilor județene în cursul zilei de ieri și în cursul zilei de astăzi. Pot să vă spun în acest moment că 75% dintre sufragii înclină într-o anumită direcție, o direcție pe care o am să o anunț în câteva momente și am să o argumentez. Avem de ales, din păcate, pentru noi poporul, între două variante, între un șef și între adjunctul său. Vă spun că avem de ales între un șef și între adjunctul său, fiindcă unul dintre finaliști a încercat să fie adjunctul celuilalt chiar în începutul acestui an, chiar în primăvara acestui an. Mai mult decât atât, cei doi finaliști au fost și aliați în diferite proiecte, au avut diferite tentative de colaborare, unele reușite, altele nu. Suntem puși așadar în situația de a alege între șef și adjunctul său. Evident că opțiunile celor 75% dintre suporterii mei, dintre alegătorii mei, evident că vor înclina balanța către șef. De asemenea, avem acea declarație a unuia dintre finaliști legată de participarea sa la cazul, mă rog, la acea adopție de copii făcută în străinătate. Chiar și în acel caz, chiar și în acea echipă, unul dintre finaliști era doar șofer, nu era nici măcar liderul echipei care se ocupa de acea adopție de copii. Chiar și soția sa avea o poziție superioară, în sensul că era traducătoare și iată, cel care vrea să devină președintele României avea doar rolul de șofer, sigur o meserie altfel respectabilă, dar vorbim de o echipă în care dânsul nici măcar nu a ajuns să fie lider, așa cum vorbim și de echipa aceasta a ciocoilor, cum le spun eu, o echipă în care de asemenea domnia sa n-a putut să fie lider, ci a încercat doar să devină adjunct și nici măcar la această funcție nu a fost primit, nu a fost acceptat. Mai mult decât atât, în încercarea staffurilor noastre de a colabora, după cum știți, unul dintre finaliști nu a dorit în niciun fel de colaborare, nici măcar nu a dorit să asculte sau să observe cele 100 de măsuri, cele 100 de porunci pe care eu le-am primit din partea publicului meu, 100 de măsuri pe care noi le-am pus la dispoziția ambelor staffuri, le-am trimis și în variantă electronică, atât staffului unuia dintre finaliști cât și celuilalt finalist. Ei bine, de la unul dintre finaliști nu am primit până la această oră niciun fel de răspuns și noi înțelegem și din această tăcere, înțelegem foarte multe și înțelegem să luăm o decizie în acest sens. De la celălalt finalist am primit un răspuns favorabil, în sensul că celălalt finalist agrează 20 din măsurile mele
mele, 20 de măsuri, din care voi enumera doar câteva foarte importante. Avem o înțelegere fermă, în sensul că dacă unul dintre finaliști, cel pe care noi îl vom sprijini, va câștiga finala, imediat în prima sesiune parlamentară va hotărâ, sigur împreună și cu grupul nostru parlamentar și cu celelalte grupuri parlamentare, vom hotărâ stoparea migrației parlamentare. Vor hotărâ cei care au majoritatea, interzicerea trădării în Parlament. De asemenea, vom hotărâ interzicerea impozitării pensiilor, anularea impozitării pe pensii, o impozitare care există în acest moment la anumite pensii, la pensiile de peste 10 milioane. De asemenea, am hotărât împreună cu unul dintre cei doi finaliști mărirea alocațiilor copiilor imediat începând cu luna decembrie. Am hotărât de asemenea, privind aceste măsuri de lângă mine, aceste 100 de măsuri din proiectul meu de țară, măsura legată de salariile bugetarilor. Salariile bugetarilor, în opinia mea, dar și în opinia unuia dintre finaliști, vor crește imediat cu luna decembrie. E vorba de ridicarea salariului minim pe economie. Și în fine, dar nu în ultimul rând, vreau să vă spun că am obținut, spunem noi, sigur, această promisiune. Vom vedea dacă ele vor fi și onorate de către unul dintre finaliști. Am obținut mărirea alocațiilor copiilor imediat după intrarea noului guvern în pâine. Știți bine că este un alt deziderat al PPD-ului foarte, foarte vechi. Și de asemenea, când credeam că chiar totul este pierdut după acest rezultat din alegeri, am obținut promisiunea fermă privind recuperarea patrimoniului Fundației Gojdu de la statul maghiar, o promisiune de asemenea însușită de unul dintre candidații la președinție. Având în vedere toate aceste lucruri, având în vedere că unul dintre finaliști are serioase probleme, are, mă rog, această posibilă calitate de viitor conducător al Armatei Române, el nefiind un român 100%, are toate acele, mă rog, legături cu trecutul și cu toate acele, mă rog, acuzații care au fost adresate și pe care nu le-a demontat până în acest moment, dar are, repet, o problemă legată de electoratul nostru, în sensul că noi vrem să ne distanțăm total de extremiștii maghiari care i s-au alăturat domniei sale și de asemenea vrem să ne detașăm total de unii dintre, mă rog, etnicii maghiari care sprijină UDMR-ul, etnici care au fost astăzi invitați să voteze cum le dictează propria conștiință și presupunem că se vor alătura acestui finalist. Deci din toate aceste motive vă anunț că nu îl voi vota pe Klaus Iohannis, vă anunț că PPDD nu va vota cu Klaus Iohannis. Vă anunț de asemenea că Victor Ponta rămâne un mare adversar al meu, rămâne un mare adversar politic de-al meu, un mare dușman de-al meu. Sper să nu rămână și un dușman al poporului după aceste alegeri. Sper ca odată ajuns președinte să onoreze toate aceste promisiuni, toate aceste obiective pe care le-am însușit din programul meu politic. În cazul în care nu o va face, vom reîncepe războiul împotriva domniei sale, așa cum numai noi știm. Prin urmare, propunem acest embargo, propunem susținerea în acest fel între a alege între șef și adjunctul său, propunem susținerea șefului, propunem susținerea celui care astăzi este prim-ministru, propunem susținerea celui pe care poporul l-a votat în numărul cel mai mare în primul tur. Așadar, noi, eu personal, invit pe toți românii să se prezinte la vot și acolo, desigur, să facă ceea ce doresc ei în cabina de vot. Nu voi tranzacționa niciodată, nu voi negocia voturile românilor mei, nu voi negocia niciodată cele 400.000 de voturi. Dar le voi spune românilor mereu, începând din această seară până duminica viitoare, să nu îl voteze pe Klaus Iohannis, din motivele pe care vi le-am enumărat mai sus și din alte motive care, desigur, se subînțeleg. Vă reamintesc că domnul Klaus Iohannis, până la acest moment cel puțin, nu și-a însușit nici măcar unul din proiectele noastre, care proiecte, știți bine, nu sunt ale noastre, ci ne-au fost dictate de către telespectatori, de către oamenii de rând, sunt dorințele românilor, dorințe pe care ei le așteaptă adevărat de 25 de ani și dorințe pe care ei credeau că eu le pot pune în practică. Eu acum nu mai putem să le pun în practică, eu obținând doar 4% din voturi și doar aproape 400.000 de voturi, eu nu putem să pun în practică aceste proiecte, încerc cu micile mele forțe și mijloace, încerc să-i conving pe cei doi finaliști să le însușească ei și să le promoveze ei. Iată că, din păcate, nu avem de ales, unul dintre finaliști
a preferat să nu preia niciuna din aceste măsuri, a preferat să nu marșeze deloc la proiectul nostru politic, iar celălalt, repet, a marșat într-o proporție de 20%, adică 20 de proiecte din cele 100 și le-a însușit deja în urma întâlnirilor pe care le-am avut. Acestea fiind zise, eu vă mulțumesc. Mulțumim mult!